Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a deschis oficial sezonul luptelor tradiționale Tătărești-Cureș 2015. Prima competiție a avut loc vineri 1 mai la Valul lui Traian, următoarea competiție urmând să se desfășoare duminică 10 mai la Megidia. Cureșul este un sport strămoșesc vechi de mii de ani, având originea în Asia Centrală. Tătarii din Dobrogea se întrec în lupte tradiționale. Competițiile sunt organizate în toate localitățile unde există membri ai etniei. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a deschis în această lună sezonul de Cureș, tradiționalele lupte tătărești. Cureșul, sportul prin care luptătorii își pun în valoare însușirile fizice și psihice, este o demonstrație de cinste, dreptate, curaj și dibăcie. Regulile care stau la baza organizării Cureșului sunt simple, lucru care a făcut de altfel ca această formă de întrecere să se perpetueze cu ușurință, ducând cu ea în timp una dintre numeroasele valori tradiționale ale etniei tătare. Caracteristica de bază este întrecerea dreaptă în caz contrar luptătorul care apelează la șiretlicuri lezând sentimentul de cinste. Anul acesta, luptele tătărești la Megidia vor avea loc pe data de 10 mai, duminică, pe stadionul Iftimie Elisei. Câți concurenți sunt înscriși până acum? Concurenții își fac înscrierea la fața locului, dar avem participanți din străinătate care vor lupta împreună cu cei din România. Ca un concurent să participe la aceste lupte trebuie să îndeplinească anumite condiții sau se poate înscrie oricine? Se poate înscrie oricine care se încadrează în cele trei categorii pe care le vom avea la luptele tătărești, cea de 15-18 ani, cea de 18-22 de ani și categoria Open peste 22 de ani. Știm că premiul este unul special care se dă în fiecare an. În fiecare an, de la toate categoriile, locul întâi obține prenumitul Batal și o sumă în lei și tot la fel își ocupă, pentru că este turneul internațional Trofeu Mare Negră. Și locul 2, la fel, tradiționalul Bairac și cupa pentru locul 2 și o sumă modică în lei pentru a-i motiva. Competițiile de Cureș au devenit o obișnuință pentru localitățile din România în care trăiesc etnici tătari, ele devenind în timp adevărate sărbători la care iau parte atât tătarii cât și românii. Competițiile de Cureș organizate de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România se va încheia în luna august. Pe tot parcursul verii, excepție făcând luna Ramazan, UDTTMR va organiza astfel de competiții după următorul program. 10 mai, Megidia, turneul internațional de Cureș. 16 mai, Peștera. 17 mai, Cobadin. 23 mai, Cumpăna. 24 mai, Osmancea. 29 mai, Ovidiu. 30 mai, Eforie. 6 iunie, Agigea. 7 iunie, Castelu. 13 iunie, Murfatlar. 19 iulie, Băneasa. 25 iulie, Mihail Cogălnicianu. 9 august, Ciocârlia. 15 august, Tuzla. 22 august, Mangalia. 23 august, Techirghiol. Și 29 august Constanța. Potrivit tradiției, la finalul competiției, învingătorul pleacă acasă cu un batal, iar recompensa acordată învinsului constă într-un bairac, un copac împodobit cu 7 sau 9 articole vestimentare.